Recășenii au ieșit la vot, însă nu într-un număr mare, cel puțin până la ora 16. Ziua votului s-a desfășurat foarte bine, fără incidente. Cum a decurs la Recaș până această oră ziua votului? Până la această oră, la secția numărul 1 Recaș, nu a avut nici un incident. Procesul electoral a decurs foarte bine. Prezența la vot este actualmente la 30%. Sperăm până de seară să facem 50%, chiar mai bine de 50%. De obicei, la secția 1 Recaș, lumea vine în partea a doua zilei, când iasă tineretul la un suc sau... Până la ora actuală, cam câți oameni s-au prezentat la vot? Un număr? La ora 16, numărul exact a fost 385 de persoane, de alegători, din care 85 am avut pe liste suplimentare. Sperați totuși ca la orele serii să se prezinte lumea într-un număr mai mare? Bineînțeles, bineînțeles. Exact cum v-am spus, la noi seara tineretul iasă și atunci la ora 9, altă dată am avut coadă la secția de votare și până nu am primit pe toți alegătorii, nu am închis secția de votare. Pe cei care sunt la coadă, bineînțeles. Față de celălalt scrutin, cum este acesta? Ca număr, mi se pare prezentarea la vot mai mică, mai mică, dar încă timpul nu este pierdut. Recășenii sunt mulțumiți de oraș și nu vor schimbări prea mari. Să ne facem datoria. Ce ați vrea să schimbați la orașul Recaș? Nu vreau să schimb. Este totul bine așa cum este în momentul de față? Da, până acum da, e totul bine. A stat mult să vă gândiți pe cine să votați? Păi n-am stat mult, că am avut timp până acum de gândire. Ca să ne facem datoria de cetățean al orașului Recaș și să continuăm mai departe. Ați vrea să schimbați ceva la Recaș? Nu, să continuăm. Chiar dacă pe zi nu s-au prezentat recășeni într-un număr mare la vot, aceștia mai au timp să vină la secțiile de votare până la ora 21.